vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre pentru a fi prezenți la aceste conferințe de presă. O să încep prin a spune că nu vă pot garanta securitate. Întrucât, prin ceea ce voi spune, este foarte posibil să produc furie exponatelor, mai ales a celor de la etaj. Acolo este vorba despre schelete de dinozauri carnivori. Repet, prin ceea ce voi spune, dacă aceste schelete se vor furia și vor dori să înfurece pe cineva, nu vă pot garanta securitatea. Singura mea speranță este poate o negociere cu aceste fosile de dinozauri pentru a le oferi în schimb câțiva minute de educație și pentru a ne permite nouă să scăpăm. Tema pentru care v-am invitat este una, în opinia noastră, deosebit de gravă, pentru că Ministerul Educației, minister care reclamează necesitatea reformei învățământului, modernizarea învățământului și alte lucruri la fel de înălțătoare, e bine, acest minister a decis să elimine din programa de biologie teoria evoluției. O teorie importantă, o teorie cu numeroase implicații în diverse domenii și discipline științifice și nu numai. O teorie care, într-adevăr, a suscitat controverse încă din primii ani de când a fost formulată, în 1859, de către, cum bine știți, Charles Darwin. O teorie care intră în conflict cu viziunea tradițională religioasă în privința originii lumii și a omului. O teorie care afirmă că, în esență, că noi, ca specie și lumea vie pe care o vedem, nu este produsul unei creații conștiente a vreunei divinități, ci este produsul unei evoluții de la organisme simple la organisme din ce în ce mai complexe. Sigur, o să am simțit dator să fac o scurtă introducere de acest tip. Cred că trebuie pus accent pe faptul că această teorie nu este una oarecare. Implicațiile ei și importanța ei pentru formarea, dacă vreți, intelectuală a tinerilor este una importantă. Cu atât mai grav este că Ministerul Educației a decis să elimine teoria evoluției din program. Concomitent cu acest lucru extrem de grav, Ministerul a eliminat și capitolul Dumnezeu din programa de filozofie de clasa 12-a. Acest capitol permitea elevilor să studieze atât versiuni de inspirație religioasă, atât opinii de inspirație religioasă privind divinitatea, cât și opinii critice ale unor filozofi precum Nietzsche, Epicur sau Camus. Aceste două fapte absolut incalificabile și irresponsabile ale Ministerului de a elimina aceste două teme din programa de biologie, respectiv filozofie, cred că trebuie să primească un răspuns foarte ferm din partea societății civile, din partea comunității științifice. O consecință a faptului că în învățământul public, timp de 12 ani, dar în deosebire de cei 10 ani de învățământ obligatoriu, singurul lucru pe care îl comunică statul român elevilor este în privința originii lumii și a omului și a vieții. Singurul lucru pe care îl comunică așadar statul român elevilor este că lumea a fost creată de către Dumnezeu în 7 zile, că femeia este creată din coasta lui Adam, că soarele a fost creat în ziua a patra a creației, iar plantele în cea de-a treia. Un studiu guvernamental recent, pe care l-am aici, am câteva extrase din el, arată o situație absolut îngrijorătoare. Este un studiu comandat de Agenția pentru Strategii Guvernamentale și realizat de Metro Media Transilvania, dat publicității în decembrie 2007.
arată că doar 14% dintre elevii din România, de clasele, clasele a 7-a și a 12-a, dintre a 7-a până la 12-a, consideră că oamenii provin din prima. Cred că un astfel de procent extrem de scăzut este suficient de îngrijorător. Educația religioasă, făcută în mod confesional și care reprezintă în cele mai multe cazuri indoctrinare, iată că îi exilează pe tinerii din România, îi condamnă să aibă o viziune aproape premodernă despre lumea în care trăiesc. Iar acest lucru este extrem de grav. Tot într-un raport recent, realizat de Liga Pro Europa, raport la care am colaborat și eu, privind învățământul religios în școlile publice, am atras atenția acestui dezechilibru total între prezentarea unor viziuni religioase versus prezentarea unor viziuni științifice în privința originii oamenilor și a vieții. De aceea cerem Ministerului, pentru a se echilibra în timp lucrurile, să prezinte teoria evoluției atât la învățământul primar, cât și la cel gimnazial, sigur, într-o formă accesibilă elevilor, astfel încât aceștia să aibă acces la o informare corectă. Dreptul lor la o informare corectă și la cultură a fost încălcat în aceste decizii responsabile ale ministrului Mihai Lăhărău în 2006. Nu, până acum nu. Cerem mai mult. Cerem trei lucruri. Primul, reintroducerea de urgență încă din acest an școlar, la liceu, în clasele 11 sau 12, în funcție de profilul liceului, a temei privind teoria evoluției, i-a reprezentat până acum 15% din program. Sunt câteva lecții, trei lecții aproximativ. Nu este vorba de foarte mult, nu este vorba de o cantitate imensă de materie. Însă ea este vitală și extrem de importantă pentru tineri, pentru a înțelege pe ce lume se află. Deci, aceasta este prima noastră cerere. De asemenea, cerem reintroducerea din acest an școlar a temei Dumnezeu în programa de filozofie, cu ambele direcții de viziuni prezentate tinerilor, și cele filozofice de inspirație religioasă și cele filozofice critice față de religie. Și a treia noastră cerere este ca, începând cu anul școlar următor, 2008-2009, teoria evoluției să figureze în programele disciplinelor științifice, la biologie în speță, atât la gimnaziu cât și la învățământul primar. Pot fi prezentate câteva elemente simple copiilor, pentru că dacă lor se spune încă din clasa 1, te-a făcut Dumnezeu în 7 zile sau lumea a fost făcută de Dumnezeu în 7 zile, și asta dacă li se spune elevilor în clasa 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, 8-a, până la sfârșitul liceului, este tardiv ca abia în clasa 12-a, tinerii să-și pună problema că statul i-a păcălit. Și că statul i-a îndoctrinat, le-a refuzat accesul la o informare corectă, le-a refuzat accesul la o viziune științifică asupra lumii. Și trebuie spus un lucru. Teoria evoluției nu este tot dogma. Teoria evoluției nu se studiază precum Biblia. Teoria evoluției te pune pe gânduri. Iar această teorie este, pe măsură ce este prezentată, ea nu este prezentată ca un adevăr absolut. Și această teorie poate fi criticată, poate fi ameliorată, îmbunătățită și de la...